Aproape 1700 de târgujeni, dar și gorjeni din alte localități au servit astăzi tradiționalul meniu de Ziua Națională a României, fasole cu cârnăciori și un pahar de vin fiert. Primăria Târgu Jiu a pregătit pentru acest an mult mai multe porții de mâncare decât anul trecut. Organizăm de foarte mulți ani această masă tradițională, dar am constatat că în acest an participarea este mult mai numeroasă și noi ne-am luat măsurile necesare ca porțile ca număr să fie duble față de anii anteriori. Am luat această măsură pentru că am și invitat foarte mulți participanți. Ne-am adresat liber în piața prefecturii să vină toți cei care au fost prezenți. Zgribuliți de frig, oamenii au savurat vinul fiert, însă nici gustarea nu a fost mai prejos. Cum e vinul? E bun. Da, fasolea cu cârnat. Și e foarte... Cum este fasolea cu cârnat? V-a plăcut? Da, e bun. Foarte bună. Foarte bună și... Foarte bună. Astăzi, de 1 decembrie. Da, e un obicei la care participăm an de an și ne face plăcere. Vinul fiert și fasolea cu cârnăciori au devenit o tradiție la Târgu Jiu de 1 decembrie.